Salutare dragii mei raci, bine v-am găsit la un nou clip, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Am foarte multe mesaje să vă transmit pentru luna mai, am aici două oracole, o să vă ofer un mesaj și din partea oracolului celor patru legăminte, așa că rămâneți alături de mine. voi extrage prima dată un mesaj al arhanghelului Gabriel. Această etalare este o etalare generală. Iată că deja mi-au ieșit două mesaje, să știți pentru voi. Așa cum vă spuneam, dragii mei, nu uitați că aceasta este o etalare generală. Unii s-ar putea să vă regăsiți 100%, alții mai puțin, alții deloc în funcție de ceea ce trebuie voi să primiți. Dacă nu vă regăsiți, înseamnă că ori nu sunt mesaje pentru voi din partea Universului, ori nu este necesar să le primiți de la mine. Oricum ar fi, nu luați din aceste etalări decât ceea ce vă servește vouă. Așa cum spuneam, sunt două mesaje pentru voi. Primul mesaj. Dă-ți voie să primești. Deschide-te să primești binecuvântările și răspunsurile la rugăciunile tale trimise de Dumnezeu. Dați voie să primești dragul meu RAC. Al doilea mesaj este timpul pentru detoxifiere. Elimină toxinele din corpul, mintea și uh, viața ta. Este clar pentru mine că tu treci printr-un proces acum de regenerare, așa te simți. Poate unii dintre voi țineți această dietă, poate doriți să vă schimbați mentalitatea, să mergeți așa către o nouă direcție. Două mesaje de la Arhanghelul Gabriel foarte frumoase pentru tine. Nu uita, dă-ți voi să primești și este timpul pentru detoxifiere. Hai să vedem și ce mesaj primești de la oracolul îngerilor. RACI, cele mai sensibile persoane. O să extrag acest mesaj pentru tine. Îngerul iertării. Aleg să ier pe toți cei care m-au rănit în trecutul meu un mesaj foarte important. Să știi că iertarea este un proces, zic eu, cel mai benefic nou. În momentul în care iertăm, atunci putem să mergem mai departe, putem să deschidem noi capitole în viața noastră. Iertarea, din punctul meu de vedere, este ceva ce nu neapărat aparține omului, să știți. Este un sentiment care vine clar din sursă divină, și cei care au această abilitate de a ierta și această bunăvoință, cu siguranță, au o viață mult mai bună. Așa văd eu lucrurile. Este o părere personală. Îți voi spune și un mesaj din oracolul celor patru legăminte. Acesta vine mai mult ca un sfat pentru tine, pe care, bineînțeles, dacă dorești să-l urmezi, bine, dacă nu, iarăși bine fiecare cum consideră. Cred că în luna mai o să treci prin un proces din acesta unic aș spune eu. Mesajul este următorul. Refuză să consumi o travă emoțională. Iată. Tu ești și cel care simte foarte mult, da? Trăiești prin prisma aceasta emoțiilor, ești o zodie de apă. Absolut totul treci prin filtrul acesta emoțional. Și de regulă să știi că Rești într-adevăr să te otrăvești singur cu aceste emoții. Atunci când iei lucrurile la modul personal, tu devii pradă prădătorilor. Aceștia îți pot capta atenția cu o opinie oarecare și te pot alimenta cu o travă lor emoțională. Refuză să consumi această otravă. Iată, dragul meu, Rac, cred că este momentul pentru tine, poate să te debarasezi de anumite persoane din viața ta, care îți oferă această otravă gratis, bineînțeles, Însă, ce să-ți spun? Trebuie să distingi cumva lucrurile și oamenii din viața ta. Nu te mai lăsa consumat de ceea ce, ce nu trebuie, nu te mai lăsa manipulat, nu te mai lăsa pradă acestor prădători. Hai să vedem ce spune și tarotul. Firea ta sensibilă poate fi lovită foarte ușor, să fii conștient de asta și să te aperi în fața acestor oameni, acestor uh, prădători. La baza pachetului Hierofantul, energia generală a citirii tale este influențată de către cunoașterea ta, cunoașterea pe care tu o deții. Da? Aici vorbim despre o zonă, poate și religioasă. Tu ai anumite principii și vezi lucrurile și dintr-o perspectivă spirituală, așa cum îți spuneam, și dintr-o perspectivă emoțională. Îți dorești să urmezi un anumit tipar. Tu te încadrezi oarecum, să spunem, foarte bine în momentul în care trebuie să urmezi reguli. Da? Indiferent că vorbim despre reguli de ordin religios, indiferent că vorbim despre orice alte reguli, ți-e-ți place. Îți place și te încadrezi așa într-o anumită categorie. Vezi lucrurile să spunem, într-o singură direcție. Poate ar fi indicat pentru tine să îți deschizi orizonturile mai mult, să, să privești lucrurile altfel. Da? Marele preot arată și această rigurozitate. Iată, patru de monede exprimă această dorință cumva de a scăpa de tot ceea ce este rigid în viața ta. Aici mi arată clar această carte faptul că încă ții foarte mult la anumite aspecte în viața ta. Le ții acolo foarte strâns, îți este frică să pierzi, îți este frică să renunți. De ce? Pentru că asta ar însemnifica să ieși din zona aceasta ta de confort și atunci simți ca și cum te-ai detașat de societate, te-ai detașat de oameni. Te consideri cumva diferit, să spunem, de ceilalți și pentru unii dintre voi asta poate cauza mari probleme, să spunem, în comunicare sau poate chiar și la locul de muncă. Având în vedere că este o carte ce exprimă și partea financiară cumva. Unii dintre voi faceți economii, strângeți bani pentru ceva anume, doriți să vă cumpărați ceva. Apoi avem iată șase de spade și cinciul acesta de monede, dar și cartea împărăteasa, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Mulți dintre voi vă simțiți obosiți, vă simțiți singuri, aveți acest sentiment de singurătate, de descoperire, parcă nu sunteți protejați, parcă nimeni nu are grijă de voi și ați dori așa să, să plecați undeva, să vă regăsiți, să vă liniștiți, să vă calmați. Poate este și datorită acestei situații pe care o trăim, însă îți spun și îți aduc aminte că tu ești o persoană deosebită. Ai Cartea Împărăteasă, care uh, îți atrage un semnal de alarmă și spune: Tu știi cine ești, de fapt, știi al cui ești, ce cauți în această viață, ce este spiritul tău. Cartea Împărăteasă arată o persoană care trebuie să-și folosească feminitatea, partea, partea feminină, foarte, foarte mult. Da? Avem poate printre voi mame, avem uh, oameni care iubesc uh, animalele, care iubesc natura, da? Uh, încă, vă, încă vă urmărește această energie, să spunem, a abandonului, a respingerii. Dacă mi-aduc bine aminte, cred că și la etalarea din luna aprilie, uh, la fel s-a întâmplat, va ieșit această carte 5 acesta de monede, ce arată poate pierderi materiale în unele cazuri iar în celelalte cazuri arată această rană de abandon, această teamă de respingere, această singurătate pe care voi o simțiți. Nu de curând către voi a venit o veste ceva tulburat, nu de foarte mult timp. Avem aici o veste, avem un eveniment care v-a tulburat foarte mult și care a pus capăt unei situații. Putem vorbi despre o relație de prietenie, putem vorbi despre relația cu tine chiar, pentru că în trecutul tău apropiat apare această perioadă de neliniște. Simt că tu te gândești la ceva foarte mult, simt că există nopți nedormite la tine, o neliniște, o frică, o teamă legătură cu ceva. Unora le este frică chiar de moarte. Simt așa ca și cum poate ați trecut printr-un anumit moment ce... Uh, V-a pus în, într-o situație din aceasta să vă gândiți mai mult și la moarte sau ce se întâmplă după moarte, ce se întâmplă după ce noi nu mai suntem în planul acesta. Foarte, foarte ciudat, iată, deci avem anumite acțiuni de ale voastre care v-au provocat o stare de anxietate. Și a dus cumva la terminarea unui ciclu, a dus cumva la terminarea unei etape din viața voastră. Avem și această teamă de moarte, această frică de, de final. În prezentul vostru, Cartea Magicianul, 7 de cupe și pajul de spade. Cred că la toate zodiile a ieșit pajul acesta de spade, nu știu ce se întâmplă cu critica aceasta, certurile astea, nu știu, neînțelegerile astea de aici, lucruri vis-a-vis -vis de voi, Cartea Magicianul întotdeauna arată această încredere în propria persoană, ești un bun orator, comunici, ai toate abilitățile pentru a-ți îndeplini visul, nu uita că ești co-creatorul vieții tale, însă este benefic pentru tine, este bine pentru tine să fii atent la ceea ce ți se oferă. Șaptele acela de cupe mi-arată poate ceva ce tu ai primit acum în prezentul tău și ți se pare prea frumo frumos. Ți se pare prea frumos să fii adevărat. Și cumva te gândești la situația asta, te gândești cum să o abordezi, te gândești ce să faci pe mai departe. Magicianul îți oferă această încredere cumva și îți arată faptul că puterea ta este nelimitată, însă, în același timp, îți atrage semnalul de alarmă că este bine să fii mai atent în jurul tău, este bine să calculezi tot ceea ce primești pentru că tu ai un trecut în spate, ai anumite experiențe prin care ai trecut și ar fi trebuit să înveți din ele. Foarte interesant, haideți să vedem mai multe mesaje. aici ție ți se pare ceva prea frumos să fie adevărat. Ți se pare totul mirific. Poate te iluzionezi cu privire la cineva. Te gândești prea departe. Este și o curiozitate ce te macină, îmi dau seama. Puterea, 10 de monede și 3 de bâte. Da, 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 da. Este posibil unii dintre voi să fi primit într-adevăr o ofertă și observ că sunteți destul de rezervați în ceea ce privește această ofertă. Tratează totul cu calm, cu liniște. Ai o putere interioară extraordinară ce te urmărește în această perioadă. Iată, cartea Puterea, și atât că ai această abilitate, așa cum îți spuneam, de a comunica, de a transmite totul cu blândețe, oamenii te apreciază pentru asta. Tu ești o fire calmă, ești o fire emoțională și trebuie să te accepti așa cum ești, însă să fii și atent în același timp. Trei de băte, trei de băte mi-arată acest drum parcurs, îmi arată poate o călătorie în următoarea perioadă pentru tine, undeva departe, într-o altă țară îmi arată că te uiți către un orizont cu încredere, pentru că ai magicianul aici și îmi arată faptul că ușor, ușor capeți sau îți recapeți această încredere în propria persoană și foarte bine faci. Avem un câștig foarte mare, iată, 10 de monede, unii poate primiți niște bani, câștigați ceva, avem aici o moștenire pentru care luptați. Oricum, pe partea financiară lucrurile stau foarte, foarte bine. Lucrați, mai sunt aici... Poate mici uh, uh, stimulente financiare. Foarte, foarte bine. Pe partea emoțională, aici aveți anumite probleme pe care trebuie să le, să le gestionați uh, destul de bine, în prezentul vostru. În viitorul apropiat, iată, 5 de spade. Știți ce înseamnă cartea aceasta, nu? Acea manipulare. Acea manipulare, o persoană care vine către voi și încearcă cumva să vă intre pe sub piele pentru un anumit interes. Aveți grijă, da? Pentru că știu că tu cumva te simți învins aici, în zona aceasta. Te simți învins. S-ar putea unii dintre voi să aveți o legătură cu un vărsător în lupta asta pe care o duceți pentru ceva anume. Cartea Diavolului, iată toxicitate. Toxicitatea avem o legătură, să spunem, neconvențională, poate în viitorul apropiat avem o energie deloc benefică, o energie care nu vă ajută să mergeți mai departe, dar Cartea ca Steaua arată noi parteneriate pentru voi, arată sfârșitul unei etape. Lasă-te ghidat Lasă-te ghidat de ceea ce va veni, pentru că eu cred că aici vorbim despre nu un nou început, ci pur și simplu o altă perspectivă a ta. Vorbim despre o nouă zonă aici. Cartea asta arată întotdeauna faptul că vei lega anumite relații. Poate avem și relații cu străinătatea în unele cazuri. Este ca și cum planetele se aliniază și uh, o să dai peste niște evenimente foarte frumoase în viața ta. Regina de bâte clarificare pentru diavol. Să vedem despre ce este vorba aici. Unii dintre voi aveți niște proiecte. Da. Diavolul și cavalerul de bâte. Atunci când este vorba de dragoste, vă grăbiți. Vă grăbiți foarte mult, mergeți cu capul înainte. Vă doriți foarte mult această pasiune, dar aici simt că este vorba mai mult de atașament. Ca și cum vă creați niște atașamente. Sunt niște legături aici destul de periculoase, aș spune. Ce nu vă dau pace. O energie care cumva vă urmează din trecut, este și în viitorul vostru apropiat. Avem acțiuni, mare grijă la anumite acțiuni în ceea ce privește dragostea, iubirea, da? Poate unii dintre voi sunteți într-o relație și încă mai sunt acolo niște atașamente nesănătoase, sunt niște dependențe, este ceva ce nu vă mai convine la partener, ceva ce ați descoperit, un viciu și doriți cumva să vă eliberați de toată această încătușare. Bine, dacă ai cartea stau aici, eu cred cu tărie că lucrurile se vor rezolva într-un fel, adică se vor uh, liniști. Tarotul îmi transmite că în următoarea perioadă pentru tine este foarte important să-ți pui această putere, feminitate în practică. Avem aici această sexualitate care o simt cumva ascunsă, ca și cum este în interiorul tău acolo, dar parcă ți este teamă să, să o arăți. Diavolul poate însemna și această zonă de frică, foarte multe temeri, ceva ce încă te ține în trecut ca un lanț. Nu reușești să te debarasezi de acolo. Da? Și cavalerul acesta de bâte este cel care cumva îți netezește calea, adică îți spune că ai nevoie de această consecvență, această determinare pentru a scăpa de energia aceasta, dacă vă aflați într-o relație toxică, poate este bine să-i puneți punct odată pentru totdeauna, pentru că carta steaua vă îndrumă, cumva, vă ghidează, ascultați-vă intuiția, poate sunt unii care primiți niște mesaje prin vise. Avem noi parteneriate care se leagă aici, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere amoros. Tot ce ai nevoie este să te exprimi. Să îți exprimi această sensualitate, această putere pe care tu ai să te folosești de ea. Foarte interesant. Dragii mei, cam acestea sunt mesajele mele pentru voi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit până la capăt. Sper să te ajute toate aceste mesaje, sper să-ți fie de folos. Până data viitoare te îmbrățișez cu drag, îți doresc o zi minunată și nu uita să ai grijă de tine!